Pentru mine poezia e nec plus ultra, este cea mai înaltă și cea dătătoare de valoare între valori, între arte și între modurile de funcționare ale minții umane, cred eu. Da, în viața mea n-am citit ceva mai frumos decât judecata dumneavoastră de apoi. Da, adică ultimul capitol din Teodoros, da. A fost foarte riscat, vă spun sincer că n-am crezut că o să pot să fac capitolul ăsta. A fost extraordinar de riscat pentru că, cum să spun, el corespunde acelui prolog în cer din Faust, adică un fel de, și firește corespunde intervențiilor divine din Iliada. Adică privirea de sus asupra mușuroiului uman, privirea de sus asupra acestei sfere pe care se întâmplă atâtea lucruri, dar care pentru zei este ca un joc de puzzle sau ca un joc pe computer, ca o glumă, ca o joacă de copii. În sensul ăsta am conceput eu ultimul capitol care, firește, nu trebuie luat în serios teologic sau mai știu eu cum, ci este pur și simplu o joacă a minții, un fel de a vedea lucrurile din perspectiva de deasupra. Și m-am amuzat foarte tare cu capitolul ăsta, dar până în ultima clipă, chiar până în ultima clipă, până la ultima frază, nu am știut dacă o să-mi iasă sau nu. Și cu ultima frază mi-am bătut capul o grămadă. Și până la urmă n-am inventat-o, ci am regăsit-o dintr-un articol mai vechi al meu, unde spuneam că o operă de artă trebuie să fie un act vertical, îndreptat spre divinitate, spre ceruri. Și dacă va fi primită acolo, va fi apoi primită și pe pământ.